Așa, chestia asta se prăjește și de fapt nu știu de ce am nevoie de mai mult de una, pentru că am chestiuța asta și pot să o multiplic. Da. Basalt, așa. Am păstrat câteva stacuri și salutare YouTube, eu sunt Cristi și am revenit cu un episod din Techit după ceva timp, e adevărat. Dar a venit o perioadă mai nașpa cu teste la liceu și m-a pus și profa de română să învăț anumite căcaturi și, mă rog, nu contează asta. Ideea e că am jucat puțin off-camera cât am putut eu și hai să luăm astea așa, Basalt și Basalt Cobblestone, le lăsăm pe alea cu le-ți facă. Și hai să mergem să vă arăt ce am mai făcut eu. Am găsit, o să vedeți, în partea unui point numit Vulcan, în partea... stai, what? Stați puțin, în partea asta... Încotro? Să mă duc... Nu mai țin minte, deci mă jur. Nu aici. Așa. Ha, ba da, o lasem bine. N-am mâncare la mine, what the fuck? N-am lăsat undeva pe încest. Bun. Ziceam că am găsit un vulcan acolo unde vedeți waypoint-ul. Așa, hai să luăm niște mâncărică. Știți, am fost și am luat... Basalt, ți-am zis că, bă, n-are rost să pierd un episod întreg ca să caut un vulcan, pentru că ați văzut că ultima oară am căutat ceva și n-am găsit. Și acum am zis că să fac așa, frate, hai că mă duc, caut și în caz că mai am vreodată nevoie să ajung pe acolo, mă duc și arăt vulcanul. Dar până în alta, hai să vă arăt ce am mai făcut la laborator. M-am gândit și cum o să fac, o să pun jos... portalul și sus o să las decât de mecanisme și chestii. Am făcut cum ar veni baza. Vreau să mai fac și acoperișul. Acoperișul o să-l fac din bricuri, o să vă arăt eu. Bun, am nivelat pe aici încă un strat și o să pun bazalt pe jos și cred că am luat foarte puțin, dar clar trebuia să iau mai mult. Am avut impresia că tot asta e bazalt. Și o să fac ceva de genul... O să fac o combinație pe jos cu bazalt și... Stai să vedem dacă mai ții minte cum se numesc. Uite, lamp. Și cu lime lamp. Pentru că o să avem nevoie de lime lumar. Din care avem nevoie de lime... Oh, doamne, e groaz de glowstone. Lime dye. Și niște redstone. Ok. Și dintr-un lumar de ăsta... Adică două bucăți de lumar faci... Un lamp. Oh, doamne. O să am nevoie, clar. Prima dată zic să pun așa peste tot și după aia să văd cum fac. Bă, ce să zic? Chestia asta... Știți ceva? Lăsați-o baltă. Nu o să folosesc chestia asta, nu-mi place cum arată combinația. O să folosim marble. Dar faza e că... Marble. Faza e că n-avem scări din marble ca să putem să urcăm aici. Din chestii de-astea parcă aveam. Mă rog, lăsați că văd eu cum fac. Mă duc să iau marble normal și să pun pe post de podea. Adică știți, aș fi făcut de asta, aș fi folosit cobblestone bazaltul pe post de podea, dar ați văzut și voi că n-arată chiar ok, o să folosim pur și simplu marble normal. De fapt, știți ce nu înțeleg eu? De ce nu iau eu chestia de multiplicat cu mine și o las acolo, nu știu. Mă rog, hai să-l batem pe ăsta și hai să ieșim de aici. O să folosesc dirt totuși. Dirt-ul pare mai natural. Ioi. Mă scuzați. Bă, și în sfârșit mă simt și eu bine, adică nu mai sunt nici pic răcit, nici așa, că după cum probabil ați observat în ultima vreme, nu mai cu răcel, nu mai cu d-astea. Și am și eu și puțin timp liber acum, wow, deci sunt așa... Mă simt... Chiar bine, pot să zic. Astăzi și mâine or să fie două zile de relaxare.
pot să filmez, adică știți, chiar când vedeți voi clipul sâmbătă, îl și filmez, decât că îl filmez dimineața și o să mai filmez probabil încă unul pentru mâine și o să mai pun și ceva bully. Și da, cam asta o să fac eu weekendul ăsta, o să filmez puțin, după aia mă joc ceva LOL, să mai filmez și pentru canalul secundar. Și o să vorbim și de chestia asta în câteva secunde. Și... hai să luăm asta. Stai. Da, hai să facem mâncare întâi. Da, ziceam... de ziua de astăzi o să mă relaxez și eu vreo două zile. O să mă relaxez și eu astăzi două zile, hai că am vorbit. O să mă relaxez și eu astăzi și mâine. Și după aia o să mă întorc la treabă și sper să am timp și de filmat. Bine, asta zic mereu, dar... eu încerc să postez zilnic, chit că mai am și zile în care nu postez. Eu încerc, deci credeți-mă că chiar încerc. N-am de ce să nu postez zilnic, chiar asta aș vrea să fac. Cel, oricum la vară o să recuperez, adică o să postez, cred că vreo 3 sau 4 clipuri pe zi. Cel puțin asta zic acum. Dar, mă rog, cred că o să mă țin de treabă până la urmă. Și... stai așa. Ok, am lăsat și o gumă din gură, totuși nu să nu fiu chiar așa de țăran. Cred că mai încolo mă duc și pe la un biliar, ceva, oricum. Astăzi și mâine nu fac nimic, tată. Nimic, nu mai mating nici de mate, nici de fizică. N-am niciun chef. Nici de română. Da, și ziceam de canalul secundar. O să încep să postez regulat și acolo. Adică o să postez un clip miercurea și un clip duminica. Sâmbăta, un clip sâmbăta, unul sâmbăta. Și unul miercurea. Și astăzi fiind sâmbătă înseamnă că am pus un clip. Dar am pus un clip cu... un update la canal, exact despre ce am zis și eu acum. Și dacă vreți să jucați LOL cu mine, pentru că am discutat și de chestia asta, dacă vreți să jucați LOL cu mine și, da, mă rog, sau vă interesează de pe acel canal, să vedeți ce o să fac, cum o să decurgă totul, o să vă las un link în descriere și o notare pe ecran, mă rog, link în descriere pentru cei care se uită de pe tablete sau mai știu eu. Așa, dacă tot avem ăsta, hai că mai punem unul de asta și avem și torțe. Bun, n-am făcut risipă niciun pic de EMC, bun. Da, și cum mai este viața voastră? Se apropie vacanța de primăvară sau mă rog cea de Paște. Mai este săptămâna asta, după vine săptămâna altfel, care pentru mine, având în vedere că ăsta 12-a, da, o să fie, cum să zic eu, foarte interesantă și plină de activități. Uhu, matematică și fizică și română, da, cam asta o să fie săptămâna mea altfel. Și ce, că ar trebui să mergem la stația de epurare a apei și o așa genul? Hă? Ce? Hă? Și da. Oricum vă dați seama că clar nu merge nimeni. Serios, pe bune. Dar o lăsăm pe Diriga să-și trăiască visul, cum că noi o să mergem cu ea și o să fie distractiv și chestii. Mai ales că e destul de departe și a vrea să mergem pe jos ca să nu mai luăm ceva autocar, autobuz, mă rog, cum s-o numie ăla. Cred că e autobuz, adică autocarul e ăla mai mare. Mă rog, înțelegi, să nu luăm ceva care să ne ducă până acolo, pentru că ne-ar costa cam mult, așa că preferă să mergem vreo oră și ceva pe jos. Dacă ea vrea într-adevăr să mergem la... chestia aia și or să zică colegii hai bă să mergem, că nea, dar eu singur așa nu mă duc nici de nebun dacă nu-mi zice cineva hai bă că ne, merge tot neamul, merge toată clasa și nici, fan, și nici așa nu cred că o să merg, dar nu știu, poate eventual decât hai bă după mergem la un suc sau mai știu eu sau hai la un biliard, că tot am zis mai devreme de chestia asta și ne. Oricum, dacă e ceva, eu mă duc cu taxiul sau
Bine, încă n-am carnetul. M-aș fi dus cu mașina, dar încă n-am carnetul. Hei, dar chiar, apropo, sau aș putea să vă rog un coleg care se duce să mă ducă. Știți, oricum nu cred că o să mă duc, așa că de ce mai vorbesc eu de chestia asta? Ah, în fine, voiam să vă întreb voi ce faceți în săptămâna altfel. Bine, mă refer la chestiile mai notabile. Nu ceva de genul, păi mă duc la liceu, mă uit la un film cu nu știu ce, nu știu, dacă vizitați ceva, faceți ceva interesant, să lăsați în secțiunea de comentarii, adică la mine o să fie foarte interesant. Vă invit să lucrați la fizică cu mine dacă vreți și la matematică, derivate, chestii, integrale, sume, limite, cam asta, cam așa o să arate săptămâna mea altfel și vacanța de Paște o să fie tot la fel, mai puțin vreo două zile când o să fiu plecat. Și de asemenea cu Om, Kirkov, cu ăștia o să mă distrez, cu... Na, cam uitat cum se numea oia. Mă rog, la termodinamică nu mai știu cum se numeau tipii, dar în fine. Așa, așa o să mă distrez eu. Cu fizic, cu Eminescu, cum să nu... Pua! O să mă duc la o plimbare pe lângă Plopii fără soț, să bem un ceai... Nu, mâncăm un ceai, bem o măslină, chestii. Ioi, și tot ziceam de biliard că tot vin la chestia asta. Ce făcea și Cristi la un moment dat în timpul orei de ce naibii aveam noi? Istorie, la istorie. Ci că ne-ar fi dat test la istorie și bineînțeles că n-am învățat. Și asta când te ascultă, adică ne-a ascultat, știți și voi diferența, că asta când te ascultă, îți mai și zice și-a câte ceva și îți dă notă mai mare, dar la test îți dai seama. Eu mai stau și pe între primele bănci, n-aveam de la cine să copiez și am zis, bă frate, știi, hai că nu mă duc și mă ascultă. Și bineînțeles că aparent n-am făcut ora și ne-am fost la biliard. Deci fix când m-am gândit și hai să plec de la oră, m-am trezit că mi-au zis colegii că bă, oricum n-am făcut ora. Mă rog, oricum am fost la biliard, nu mi-a părut rău. Am jucat și eu pentru prima dată biliard și sunt cancer la jocul ăsta. Dar o să mai mă duc zilele astea cu prietenii și o să mai joc și o să-mi iau bătaie grav, dar o să mă învăț. O să mă învăț. Oricum am dat și vreo două lovituri din alea norocoase, așa... nici eu nu știu ce am făcut, am dat pur și simplu un bilă și aia a băgat altă bilă într-un buzunar și toată lumea... Și ăla cu care jucam era ce genul... Și ce că am dat și că loveam bila nu știu cum și așa genul, aha, da, da, asta am făcut-o din adins, oh, cum să nu, maxim, mă, ce mă enervează chestia asta. Deci urăsc maxim inventory Twix-ul pe 1.2.5. Bun, hai să ne întoarcem la Minecraft. Chiar mi-a fost dor să văd numai pătrățele peste tot săptămâna asta, ok. Să aici o să facem niște garduri și o să facem, uite, în partea asta cumva o metodă de a coborâ. N-am și o lopată, n-am lopată. Spargem cu sticla. Oh, da. Atâta acțiune și chestii. Și trestii și socoteli. Bun. Mă, știți ce mă întreb eu? Deci, ok. Aici avem... A, e bun, e bun. Avem fix la fix. Știți ce cred că o să fac? Uite, deci, în partea astea sunt cele două blocuri de mijloc. Cred că prima dată o să mă duc undeva până pe aici. Da, cred că atât e suficient. Am nevoie de o lopată. O să am nevoie de o lopată de diamant și cred că o să fac prima dată și prima dată un tunel până aici și o să fac portalul către Nether și o să mă duc întâi în Nether ca să facem rost de niște... Ah, da, corect, asta voiam să fac. Asta făceam cu glasul. Așa, și o să fac prima dată
rost de niște glowstone pentru chestia aia ca să nu mai stea degeaba și să facă și ea niște EMC așa în timp. Și noi o să facem după aia camera aia de jos, o să pun chesturi și aici o să pun niște mașinării și asta o să fie cum ar veni prima noastră căsuță ca lume. Așa. Oricum o să închei aici primul episod. Acest episod, voiam să zic primul episod în sensul că o să mai filmez azi câte ceva. Deci închei aici acest episod. Până data viitoare, eu am fost Cristi. Sper că v-a plăcut, dacă v-a plăcut nu uitați să apăsați butonul de like. Și până data viitoare, bye bye!